Ce vreau să te întreb, apropo de treaba asta cu fake news în online, în media, cum crezi că ar putea fi combătut fenomenul ăsta? Ți-am spus un fel de CNA, un fel de CNA, dar nu atât de dur cum e în televiziune, unde cred totuși că e un pic prea dur. Un fel de CNA care doar să supravegheze cât de reale sunt știrile și cât de responsabili sunt cei care scriu știrile alea. Cum am zis, dacă moare cineva și de cineva știre că a murit, ăla să fie mort, adică nu te trezești după aia că e viu. Da. Pentru că aici știrile astea apar tocmai din disperarea de click-uri, de afișări. Domnule, am dat-o eu primul că a murit, nu știu cine. Sunt o grămadă de exemple, adică cine a fost? Eftimescu ultima oară de la Dinamo, care a fost dat mort și a murit după vreo 3, 4, 5 zile, nu mai știu cât.